Look, I found a... Uh, how do you say in English? What do you call this in English? That, that's a strainer. Hello! Salutare! Sunt Iuli de la canalul YouTube English Engleză și în acest video explicativ vă prezint patru tipuri de întrebări pe care le putem folosi atunci când nu ne amintim sau nu ne vine un anumit cuvânt în engleză sau în orice altă limbă. Dacă v-ați apreciat acest videoclip, vă invit să ne dați un like, un share sau să vă abonați la canalul nostru video, dacă nu ați făcut-o deja. Prima situație este cea în care avem la îndemână obiectul pe care dorim să-l denumim și putem să-l arătăm interlocutorului nostru și să-l întrebăm cum se numește. De exemplu, avem această strecurătoare și nu ne amintim sau nu știm cum se spune strecurătoare în engleză. Cum întrebăm? Păi vom întreba cum este numit sau cum se numește asta în engleză. Pentru verbul a numi sau a se numi vom folosi call, to call. To call înseamnă și a suna pe cineva și a striga pe cineva, dar și a se numi. Și atunci îl punem pe call într-o întrebare la present simple, la prezentul simplu. Și cum întrebarea în română este cum se numește, am fi tentat să spunem how do you call this in English. Însă, în engleză mult mai natural este să folosim pe what. Ce numește asta în engleză? What do you call this in English? What do you call this in English? Merge și cu how do you call this in English, însă interlocutorul nostru își va da seama ce vrem să spunem, însă își va da seama și că nu știm prea bine engleză. Sau putem să-l folosim pe verbul call la diateza pasivă și să spunem cum este numită asta sau aia în engleză. Și vom spune what's this called in English? Cum este aceasta? numită What's this called? Acest apostrof S este prescurtarea de la is. What is this called? What's this called in English? What's this called in English? Și răspunsul poate fi It's a strainer. It's a strainer. Dacă însă știm cuvântul strainer în engleză, strecurătoare, dar dorim să aflăm varianta în altă limbă, de exemplu în italiană a acestui cuvânt, putem întreba simplu, cum spui strainer în italiană? Și în acest caz vom folosi how, cum și verbul to say, a spune. Și din nou, întrebarea este la present simple, cu verbul auxiliar do. How do you say? Cum tu spui? How do you say strainer in italian? How do you say strainer in Italian? Apropo, dacă știți cineva cum se spune strainer în italiană, lăsați în comentarii. Sau putem folosi o scurtătură dar nu foarte corectă, dar eficientă. Spunem direct how to say, cum a spune. Tot cu sensul cum spui, how to say strainer in Italian. Sau un alt exemplu, cum spui I love you în germană? How do you say I love you in German? O a doua situație este cea în care nu ne amintim cuvântul exact, însă putem să dăm o definiție în cuvinte mai simple a acelui cuvânt. De exemplu, nu știm cum se spune pisicuță, dar știm să spunem baby cat, pui de pisică. Și atunci putem folosi varianta de mai sus, what do you call a baby cat in English? Cum numești un pui de pisică în engleză sau putem folosi varianta care este cuvântul pentru pui de pisică în engleză. Și în acest caz vom folosi what's the word. Varianta scurtă de la what is the word. Care este cuvântul? What's the word for? Care este cuvântul pentru? Și în cazul nostru, what's the word for a baby cat in English? Dacă știți răspunsul corect, în comentarii vă rog. La fel, de exemplu, dorim să aflăm cuvântul pentru instalator. Și știm să explicăm simplu că un instalator este somebody who fixes pipes, cineva care repară țevi. Și atunci întrebăm: What's the word for somebody who fixes pipes? And of course, the answer is plumber. Atenție, b-mut în acest cuvânt. Plumber și nu plumber. De reținut, deci și această întrebare utilă: What's the word for? Care este cuvântul pentru What's the word for? O a treia situație este cea în care dorim să aflăm sensul unui cuvânt și punem întrebarea ce înseamnă... <laughs> pentru înseamnă vom folosi verbul mean. To mean, a însemna, a avea sensul de. Și îl vom pune la present simple și pentru că vom folosi persoana a treia singular, vom folosi verbul auxiliar does. What does that mean? Ce aceea înseamnă? Ce înseamnă aceea? What does that mean? De exemplu, am auzit cuvântul child benefit. Și nu știu ce înseamnă. Pun întrebarea. What does child benefit mean? Și interlocutorul nostru probabil ne va ajuta spunându-ne că child benefit înseamnă alocație pentru copii. What does child benefit mean? De reținut, deci, aici verbul mean la forma sa interrogativă la present simple. What does that mean? În fine, o ultimă situație este cea în care nu știm ce să spunem într-o situație anume. De exemplu, cineva strănută și nu știm ce să-i spunem. În română spunem sănătate, noroc, ce facem în engleză. Și atunci întrebăm ce spunem când cineva strănută. Vom folosi din nou verbul to say, a spune, la present simple. What do you say when? Ce spui tu când? What do you say when somebody sneezes? Cineva strănută. What do you say when somebody sneezes? Și răspunsul este, mai ales în engleză americană, bless you. Bless you. Sau, ce spui când cineva se căsătorește? What do you say when somebody gets married? What do you say when somebody gets married? O variată de răspuns ar putea fi, în acest caz, congratulations. Felicitări or good luck in your family life ahead. Mult noroc în viața de familie de acum încolo. De reținut, deci, și această expresie, what do you say when... Ce spui atunci când... În speranța că și acest video explicativ vă este de folos în studiul limbii engleze, vă mulțumesc pentru vizionare, vă aștept în continuare pe canalele noastre English Engleză și English Engleză 2 pentru noi lecții video, vă invit să vă aruncați o privire și în descrierea de sub acest videoclip unde sunt linkuri spre alte materiale care v-ar putea interesa, dați-ne un like sau un share sau abonați-vă la canalul nostru dacă nu ați făcut-o deja, iar până data viitoare vă doresc all the best, toate cele bune, goodbye!